s-a lucrat în tehnică tradițională, finisajul rămânând vibrat și natural. Bojdeuca lui Ion Crangă din Iași a fost reabilitată și modernizată. Clădirea a fost readusă la viață prin modernizarea muzeului, refacerea amfiteatrului și reamenajarea spațiului verde. S-a pus accent și pe refacerea sistemului de iluminat. Lucrările de intervenție și de restaurare au păstrat fidel imaginea Bojdeucii, materialele tradiționale, chiar tehnicile am încercat să le reproducem, e un motiv pentru care, de exemplu, șița a fost bătută de meșteri populari. E adevărat, câteva schimbări s-au făcut pentru că lemnul putrezit nu poate rămâne într-o boșdeucă. Boșdeucă are un sistem de încălzire pentru că aici un muzeograf lucrează și vara și iarna. Și am încercat să asigurăm minim 5 grade conform normativului ca să nu avem probleme cu înghețul. Dar este un sistem complet ascuns, nu este vizibil, dar are prize pentru asigurarea curățeniei periodice. Deci să poți introduce un aspirator în priză. Părerile ieșenilor sunt împărțite cu privire la restaurarea boșdeucii lui Ion Crangă. În timp ce unii spun că lucrarea a fost realizată pentru a rezista în timp, alții susțin că modificările făcute nu respectă originalitatea clădirii. De aceea, corpul de control al Ministerului Culturii va veni la Iași să verifice calitatea lucrărilor. S-a făcut ceva pentru viitor, durabil, să rezistă în timp. Geamul termopan de care am auzit. Deci, dar mă gândesc că tot în ideea de a ține mai mult, că nu sunt bani, poate că au fost fondurile astea europene de care s-a beneficiat. Deci, nu este motiv de scandal, după părerea mea. Ea arată frumos așa, nu pot să spui că nu arată, dar ea trebuia restaurată exact cum a fost dânsa, acum 100 de ani. Când... Prima dată eu am vizitat-o în 1970. Într-o excursie organizată cu școala, dar arăta originală. Valoarea totală a proiectului de restaurare și modernizare a fost de 3 milioane de lei. Din punct de vedere tehnic, proiectul a fost implementat corect, respectând toate cerințele ce au fost invocate de instituțiile de cultură implicate în acest proiect. Vreau să-i asigur pe toți locuitorii județului nostru și toți cetățenii României, că atunci când vine vorba despre restaurarea patrimoniului cultural din județul nostru, o facem cu simț de răspundere, tocmai să nu alterăm absolut nimic din ceea ce practic a dat viața acestor zone. Nu și-ar fi putut permite Consiliul Județean sau constructorul, cu atât de mulți factori implicați în implementarea proiectului, să greșească cu cel mai vizitat muzeu literar din țară, practic cu perla coroanei Muzeului Național al Literaturii Române. Bojdeuca se află la a treia restaurare. Redeschiderea ansamblului muzeal va avea loc pe 15 decembrie. În casa din Țicău a locuit povestitorul Ion Crangă între anii 1872 și 1889. Toate poveștile și cunoscutele amintiri din copilărie au fost scrise la Bojdeuca.